Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeluță. Hai că nu intru tare, nu mă turez tare să nu vă speriu că acum e perioada asta cu spirite, cu fantome. Uh, apropo, nu v-a făcut nimeni nicio farsă, de-aia să vă iasă în cale un spirit rău, un... Uh... A, ah, numai soțul. Să rămână, bună dimineața, sunteți la cafeaua de după cu Nicu Bendea, dați share, dați subscribe, să afle toată lumea că dovlecii vă sunt întregi, nu a spart nimeni dovleacul, nu. Atunci este bine ne-am comportat frumos și a dat bunul Dumnezeu și am trecut cu bine de Sfânta Sărbătoare halloween -ul. Nu toți, nu toți au trecut cu bine de Halloween. De exemplu, un elvețian de 19 ani s-o dat nepotul lui Dracula. Dracula, Dracula, hai să mă vezi. Elvețianul ăla avea și caninii așa și a fost prins, beat, drogat și cu mașină furată în trafic. Abia lor oprit ăștia, abia lor, cum să zic, lor ce să ridic așa, Bun, ok, să mi se vadă tucanul din gât. L-au cu mașinile în trafic. Poliția, că omul mergea ca vampirul, că aia au zis, el era până Brașov de câteva luni și au zis că vrea să ajungă la bunicul său, -so, că el este străne lui Dracula și vrea să ajungă la bunicul său -so de Halloween în pădurea Hoia Baciu. Vă dați seama ce scuză. Omul nu a avut bani să vină la un festival în Cluj să se facă zombie, o zis că merge să se facă vampir No, și l-a prins poliția, mașina variată, lume speriată. Nu, 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 nu. Acum el a vrut să fie nepotul lui Dracula, să fie vampir, dar mu chiar asupto. Uh, <laughs> hai că e bunișoară, așa hai că, da. Eu m-am și speriat în Cluj, eu mă duc mult cu autobuzul, cu 35 cu ceapă, mai ales în vinerea verde, în joia violetă. No. Săptămâna asta m-am și speriat când am intrat lume, oameni în toată firea, cu sape în spate, cu furci, cu securi, cu sece. Mă zic că ăștia pleacă la revoltă. Au început campania electorală și ăștia încep revolta. Dar pă naiba că mergeau să aranjeze locurile de veci. Și acolo trebuie să aranjezi în cimitir, nu poți să te duci cu o lopețică. Acolo trebuie să tai, să faci, să pui. Apropo, astăzi, dacă ați terminat de luminație, cum se zice în ardeal, nu mai mergeți și puneți cât o luminiță de sufletul reposatului. De sufletul nostru, pe buymeacoffee.com, stăși Nicu Bendea, știu, e început de brumar. Vă mai rămas o brumă de bani, că nu. No, și o cafea pe buymeacoffee.com, stăși cu Cafeaua nu-i bună că îngălbenește dinții, să trăiți domnul doctor stomatolog păstă, să trăiți domnul doctor știm. Da, o cafeluță la timp. ei face cât. Bianca Drăgușanu nu a mai fost prinsă pe sens invers, că ziceam eu că o luat cu sensul invers de la botezatul. Nu, a fost surprinsă parcându-și mașina și lăsându-și mașina pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități. Acum când te gândești că o parcat la Jumbo, deci la jumbo nu știi cum, cum, să faci, să nu stai, să nu... Dar ai de jumbo? Serios! Până unde putem... Băi, eu n-am știut că punea mâna pe jucării și face... Dacă le-o pipăit în mea, înaintea mea Bianca Drăgușanu, bine, ea nu merge la radio unde mergem noi, zdrăiți domnul Bolojan, ați făcut în bune, a doua zi să și repară. Poate că o să și ea, că gramul de aur o trecut de 400 de lei. nu e nimic, aducem de la turci, nu e o problemă. Dar aurul s-a scumpit de când a intrat în aur Gigi Becali. Partidul au. Gigi Becali a intrat în aur. L-a pus George Simion pe liste. Și apoi au început dezvăluirile, că nea Gigi când începe să-și dezlege gura, cât el de credincios, de mă retrag la mănăstire. Scandalul cu Hrebenciuc au mă sunat Hrebenciuc, nu actorul, și a zis, băi, Gigi, hai să-l băgăm noi pe Simion în turul 2. Păi îl băgăm, care e problema? Îți dai seama, parcă discutau doi ciobani. Dar ciobanii a care -i scoi, nu cioban cu mâs Bă, am un berbec am prăpădit, ce să fac? Păi bagă-l în stau, îl băgăm, măriata. Deci așa e, îl băgăm. Și apoi s-au rostogolit bulgarele, nu suna pe Rares Bogdan. Apropo, Pipera, la Rares Bogdan stă gard în gard cu Becali. Îți dai seama că ce faci, Rares? Bine, Nea Hai să-ți dau un căș. Păi, dar unde să-l pun? În Batistuț. <laughs> da, asta este și domnul Ciolacu, președinte, se visează președinte, a fost la un fast food românesc, Friday, cu fără Y, fără Y. Fost fără... L-ai văzut pe TikTok? Au fost acolo bă, îmbrăcat cu tricou ăla, onoare, responsabilitate, predictibilitate, ca așa au zis ciucă despre el. Și a mers acolo, că l-a invitat un bea Lucian, că l-a văzut că mănâncă numai de la Mac. zice, hai să mănânci și la un fast food autentic românesc. Marcel să-mi zici, imediat, băi, când intră ăștia din campanie, zici că mama lui și cu mama ta au fost ca și surori. Serbu, zi, n -n 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 -n. vreau, zice, tipic românesc, domnul Ciolacu. Deci doriți dublu cheese. Da, dublu burger, că n-am mâncat de azi dimineață. Deci tipic românesc, n-am mâncat, era 11. Da. O plătit cu telefonul, deși el e blindat de cash, și a uitat cash-ul în celălalt saco, că era cu tricou, cum am zis, și iară tipic românesc, nu s-a săturat de cartofi pai și a mai comandat o porție. Deci, băi, românul, chiar dacă e de la Buzău și-a mâncat covrigi toată viața, știe și de la fast food cum să ceară, dar au făcut o greșeală. El e de stânga și a cerut încă o porție de sos de trufe. Păi dacă ești de stânga, ea ia și tu un sos de osturoi, să... ești cu poporul, nu? Sos de trufe, adică ce? Și apoi după aia pe ăla frumos pe care scria onoare Responsabilitate, predictibilitate, era maioneză, sos de trufe. No, așa e. Modelul lui l-a luat Donald Trump. Și Donald Trump a servit într-un restaurant McDonald's în America, și după aia, că fiind drive, a făcut acolo conferință de presă. După aia au apărut în presă că era un McDonald's dezafectat. Și au dus el trei acolo, ciucă, celălalt candidat. Nu, no, el ar putea să copieze chestia asta. Nu, el cred că s-ar duce undeva, unde el scrie palaneț, plăcintă pe lespede <laughs> și acolo ar servi. Bineînțeles că eu un cristoi l-am întrebat. Serios, aia e Nutella sau e de alune? Dulceață, dar familia Sterp, iară fierbe familia Sterp, că a fost cununia, logon, cunia civilă a lui Iancu, Mezinu. Iancu s-a cununat și nu a fost culiță la cununie. Ei, avea cântare? Pe Italia. Da, da, de ce nu s-a cu coptilul? Și Mama Geta a fost, mă mai nou, că nu mai știm de capul nostru, suntem buieci, nu buieci, uh, uh, i or dat o temă și la colonia civilă. Au fost atât îmbrăcați în cowboy, au venit cu caleașca, cu patru cai, Mama Geta era cu o pălărie de cowboy, cam asta am reținut. Doamnelor, domnilor, o veste alarmantă. Producția de gutui a scăzut în România de 25 de ori. Nu cu 25 de gutui, nu cu 25%, de 25 de ori. îi ceva vierme care mănâncă din gutui. Să mulțumim Domnului cu vrednicie că încă să mai fac prunele. Hai că vă las ușor, ușor. Astăzi e ziua statului degeaba. Deci, la muncă, până acum a stat câte minute? Vreo 8 minute a stat degeaba. A stat degeaba și și ziua mondială a vegetarianilor. Cum s-au nimerit astea într-o zi? Ziua statului degeaba și ziua vegetarianilor. Pentru că dacă e vineri și Mâine e sâmbătă. Ai stat degeaba dacă n-ai mâncat un grătar. Vegan sau nu? Mulțumim pentru prezență. Să ne vedem cu bine mâine de la 11, într-o cafea intermediară incendiară, cu un invitat. Surpriză! Ce nu vii?